Și fără dar și poate nu este o motivație puternică pentru a aduce oameni care sunt foarte bine pregătiți. În fine, mai există o lipsă de cultură instituțională pe care trebuie să o semnalez, pe care nu am reușit în acești 4 ani decât să, așa, să țin niște paliative, niciun caz să vă rezolvăm. Faptul că încă funcționarii care ar trebui să ne ajute nu înțeleg că trebuie să rezolvă problemele, nu înțeleg că trebuie să coopereze, să fie împreună de fiecare dată când apare astfel de probleme și mai degrabă creează ei și probleme celor de care de fapt ar trebui să ne ajute, profesorilor și cercetătorilor. O altă direcție asupra căreia noi am insistat foarte mult în acest mandat, mai ales în ultima parte a mandatului, este aceea legată de patrimoniu. Din păcate, în universitatea noastră, în ultimii 20 de ani, au fost puține inițiative care au fost susținute și este domnul pentru a dezvolta patrimoniul imobiliar al universității. Știm cu toții că numărul studenților este mare, acum avem aproape 32.000 de studenți, în timp ce în 1990 aveam cu puțin peste 6.000. Spațiile au rămas în timp generale aceleași, ceea ce creează una dintre facultăți, o criză acută, o criză acută de spații pentru cursuri și pentru seminarii. Ceea ce am făcut, am mers pe două direcții, am reparat anumite clădiri, chiar și acum este în proces și în fază de încheiere lucrarea de Vita Moș, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Am construit alte clădiri, când spun am, să mă aduci Consiliul de Administrație pentru a folosi banii pe care de celălalt i-am obținut din propriile noastre resurse. Am venit și până la bugetul statului fără, dar în multe dintre aceste proiecte au fost și fonduri proprii. Este centrul de cercetare al Facultății de Biologie, este noua clădire pentru doctorate și pentru studiile postgraduate ale Facultății de Sociologie din Banduri, care a fost inaugurată tot în această perioadă și, după cum știți, de câteva luni a început această lucrare importantă tot în campusul din Bangui pentru administrația universității și pentru spațiul de învățământ, unde vor trebui să învețe o mie de studenți în acea perioadă. Nu este doar o clădire pentru rectorat și pentru administrație. În același timp, aș vrea să insist în minutul pe care mai am la dispoziție asupra faptului că am încercat în Consiliul de Administrație să implementăm un management coerent, ceea ce în bună măsură am reușit să facem, fiind o atmosferă de lucru, o atmosferă colegială, chiar și atunci când nu am văzut acolo asupra soluțiilor, trebuie să vă spun că facultățile au înțeles că aplice acest principiu al solidarității între facultăți și să menține echilibrul de care are mare nevoie pentru consolidarea și dezvoltarea universității noastre. Echilibrul între aceste trei mari domenii, trei mari piloni pe care se lucrează în Universitatea din București, științele naturii, matematica, științele sociale și politice și umanitare. În fine, am să închei spunând că vreau să salut implicarea deosebită a studenților de foarte multe aceste programe și răspunsul, poate nu întotdeauna profesorul, răspunsul administrației universității care a decis să ofere burse extracurriculare studenților, un proiect și un program pe care vrem să îl dezvoltăm în viitor, pentru că înțelegem să ne depinim misiunea noastră împreună cu studenții care sunt colegii noștri mai tineri. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule profesor Dumitru. După cum am spus, eu nu mă voi implica cumva decât pe în gestionarea desfășurării și timpului alocat fiecărui candidat. Drept urmare, doamna profesor Ionac, aveți cuvântul, aveți 10 minute pentru a vă prezenta programul. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Dumitru, sunt Ionac Nicoleta, profesor la Facultatea de Geografie, și în ultimii 4 ani am fost membra Senatului Universității din București, pe care l-am implicat foarte activ. Vă mulțumesc tuturor pentru efortul deosebit pe care l-ați făcut astă seară de a veni aici. Eu o să interpretez acest gest al dumneavoastră ca pe o dorință de a mă cunoaște mai bine. În ceea ce mă privește, eu am să
scientific impulsionat prin modul kantian, la care domnul profesor Mircea Dumitru face mereu referire în discursurile sale și care mie, într-adevăr, îmi place foarte mult și mă stimulează. Acea limbol sapere aude. În ceea ce mă privește, eu, în primul rând, am îndrăznit, iar în al doilea rând, am îndrăznit să și gândesc. Și am îndrăznit să gândesc în sensul că aș vrea, dacă se poate, bineînțeles, să contribui mai mult, toată ființa mea, la în a servi interesul instituției și nu să mă servesc de acest. În al treilea rând, o motivație importantă pentru care am invitat este și faptul că sunt femeie. Și ca femeie, sau cum am spus, ca multe femei, am simțit nevoia că trebuie schimbat ceva în ordinea lucrurilor. Și în acest sens, am considerat că multe din lucrurile care se desfășoară și activitățile care se desfășoară în stat din București au nevoie de ceea ce se numește a woman's touch. Și știți foarte bine la ce se referă acest lucru. Sigur că, pornind la acest lucru și anume la faptul că văd altfel această ordine a lucrurilor, trebuie să vă spun în continuare pentru ce candidez. Păi, în primul rând, pentru faptul că eu consider că Universitatea de București, care este universitatea care se respectă în primul rând pe sine și societatea în care aceasta funcționează, trebuie să îndeplinească și să respecte o primare de principii fundamentale. În primul rând, trebuie să fie o universitate deschisă nevoilor membrilor ei și a nevoilor membrii întregii comunități pe care le servește. În al doilea rând, trebuie să fie o universitate transparentă prin toate deciziile și toate acțiunile sale. În al treilea rând, trebuie să fie o universitate suplă, să se adapteze dinamic și rapid la evoluțiile din ce în ce mai provocatoare și mai rapide ale societății în care trăim. În al patrulea rând, consider că Universitatea București trebuie să fie o universitate articulată sau bine articulată, în sensul că toate planurile și nivelurile sale de funcționare trebuie să fie bine delimitate, dar în același timp foarte bine corelate între ele. De asemenea, consider că Universitatea de București trebuie să fie consonantă cu deplin cu toate strategiile, cu toate politicile, cu toate direcțiile de acțiune în domeniul în care aceasta funcționează, respectiv în domeniul învățământului și al cercetării științifice, care sunt prevăzute și stabilite la nivel internațional, la nivelul Uniunii Europene și al României. De asemenea, Universitatea de București trebuie să fie performantă în tot ce face, începând de la activitățile sale administrative, până la rezultatele remarcabile pe care le-a obținut și cu siguranță le va obține și în continuare, în domeniul învățământului, cercetării științifice și a tuturor celorlalte activități pe care le efectuează. De asemenea, trebuie să fie o universitate democratică, ea asigurând accesul în mod egal și liber al tuturor membrilor săi și tuturor studenților la toate activitățile acesteia, precum și la procesul guvernanței și la resursele de care această instituție dispune. Și, bineînțeles, nu în ultimul rând, Universitatea din București trebuie să fie și legitimă, în sensul că ea trebuie să garanteze deplină legalitate în raport cu principiul supremației Constituției. Cum mă gândesc să fac acest lucru? Simplu, pe patru coordonate principale. Prima dintre ele se referă la faptul că Universitatea din București, fiind o importantă componentă a Sistemului Național de Educație, iar acesta, la rândul său, reprezintă o importantă componentă a Sistemului Național de Securitate, rezultă, mai departe, în mod logic, Universitatea din București trebuie să-și întărească rolul și responsabilitatea publică. Și acest lucru se face prin respectarea de plină legalități, în asigurarea unei sale administrări, prin transparentizarea și eficientizarea tuturor deciziilor, resurselor și activităților sale și, bineînțeles, prin coagularea eforturilor tuturor membrilor săi, în vederea urmăririi și îndeplinirii singurului său scop, care este rolul și interesul acesteia în societate. De aceea am și ales sigla proiectului meu managerial ca referitoare la faptul că Universitatea din București este Universitatea tuturor. În al doilea rând, Universitatea din București trebuie să reprezinte o componentă a sistemului de educație
Și nu trebuie să uităm că educație înseamnă procesul de formare intelectuală, morală și fizică a tinerilor generații. Și în acest sens am prevăzut un proiectul meu managerial, o serie întreagă și detaliată totodată de direcții de acțiune prin care se urmărește creșterea importanței educației, misiunea și activitățile instituției. În al treilea rând, Universitatea din București trebuie să fie în același timp un promotor activ al progresului și procesului de transformare și dezvoltare durabilă a României, desigur pe momentul tăi. În primul rând, ea trebuie să arate că este ferm angajată în procesul de susținere a procesului național de reformă. Trebuie să asigure o foarte bună pregătire a absolvenților săi pentru a răspunde astfel în chip optim exigențelor și așteptărilor economiei de piață actuale. De asemenea, trebuie să militeze, să promoveze o profesionalizare a tuturor domeniilor de competență și activităților corespunzătoare de organizare și funcționare. Trebuie să promoveze cercetarea științifică, care însă cred că ar trebui mai bine focalizată pe rezultate și produse de certă valoare adăugată în economie și în societate. Și, desigur, și prin susținerea formării și dezvoltării profesionale și personale a tuturor membrilor săi. Și, în ultimul rând, în al patrulea rând, consider de asemenea că Universitatea din București trebuie să rămână în continuare un factor activ în cadrul spațiului european al învățământului superior și al cercetării. De aceea am și propus în program realizarea unei strategii coerente, unitare, viguroase și tenace de internaționalizare a diverselor activități ale universității, tocmai în scopul creșterii vizibilității sale. Am propus de asemenea o dezvoltare corespunzătoare a centrelor și metodelor pe baza noilor tehnologii, a tehnologiilor informaționale și comunicaționale moderne, este vorba de cele centre și metode de e-learning. De asemenea, am propus, printre multe altele, sprijinirea mobilităților internaționale, susținerea continuare a participării tuturor cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților la orice inițiativă și program internațional de cercetare științifică, nu numai în scopul atragerii de fonduri, ci și în scopul implicării active, la orice nivel se poate, în Universității din București, în această activitate efervescentă de inovare și de creație. Și de asemenea am propus și inițierea de programe comune și cu dublă specializare, joint și double programs de învățământ pentru toate ciclurile de studii ale Universității din București, împreună sau în colaborare cu diverse universități din străinătate. Vă mulțumesc și eu, doamna profesor, și acum urmează trei serii, a câte o întrebare adresată de fiecare candidat celuilalt, la care candidații răspund în maxim 3 minute. Domnule profesor Dumitru, aveți cuvântul pentru prima întrebare. În caz nu mi-e clar să răspunde la fiecare întrebare 3 minute sau La fiecare întrebare 3 minute, adresați dumneavoastră prima întrebare, răspund doamna profesor Ionar, adresează dânsa. Răspunde, seria a doua se inversează ordinea, dânsa pune prima întrebare și la seria a treia. Se inversează și după aceea urmează să vă dânsa. Da. Înainte de a pune întrebare, vreau să fac așa o confesiune în public și anume că e partea care îmi displace cel mai mult în formatul acestei dezbateri, pentru că există o presupoziție tare sau o așteptare a unor dintre dumneavoastră, dintre noi, ca întrebările acestea să fie foarte pieziși, să fie cât se poate de rele, ca să zic așa. Deci, cu scuzele de rigoare, dacă asta este logica acestei părți, să mergem mai departe. Dar aș vrea să vorbesc la prima întrebare, totuși de la un fapt, citind și programul pe care îl propune doamna profesor Ionac și memoriul de activitate științifică, lista de lucrări, am constatat că cel puțin în ultima perioadă, activitatea științifică nu a fost foarte intensă, foarte
Noi știm că există această tradiție la Universitatea din București, ca cel care este rector să fie și o personalitate recunoscută de către colegi și domeniul în care activează. În cazul domeniei sale, geografie, climatologie. Există chiar un articol din Cartea Universității din București care spune că la concursul de ocupare a funcției de rector pot participa personalități științifice sau academice din țară și în străinătate. Întrebarea mea este cum ar putea să ne explice, să ne lămurească, doamna profesor, de ce această precaritate a activității științifice concretizată în articole, în studii, în alte activități științifice în ultimii ani. Da, vreau. Da, mulțumesc. Articolul la care faceți referire este articolul 209, care trebuie însă coroborat cu articolul 213 din Legea Educației Naționale, care mai susține mai departe că funcția de rector este o funcție de care realizează managementul și conducerea executivă, operativă a universității. Eu m-am prezentat în fața noastră, așa cum sunt, fără să am spus nimic. Eu nu candidez pentru un loc în Academia Română, ci pentru poziția de rector a Universității din București. Iar în ceea ce privește CV-ul meu, dacă l-ați analizat cu atenție, ați observat că totuși activitatea mea științifică este consistentă, iar în ultima perioadă maturizez, dar acest lucru este să fac cu vederea de multe din evaluările naționale și în acest sens trebuie să intervenim, să remediem aceste lucruri din punct de vedere legislativ. S-a axat deosebite probleme didactice. Eu am inițiat, am coordonat, am gestionat în ultima perioadă și programe în domenii de studii universitare de masterat, Air Environment Risks and Health Response, care a presupus din partea mea o foarte mare implicare. De asemenea, vă rog să luați în considerare că în activitatea mea am publicat în prezent 124 de articole, 10 lucrări în volum, un manual peste 2000 de pagini, din care două chiar în ultima perioadă, un volum chiar anul acesta, care deschide o direcție nouă în cercetarea referitoare la preocupările pe care le am, în cazul de problematici și mai departe. Am tras mult pentru universitate, am fost director de proiect, pentru multe proiecte, trei individuale, plus am fost expert în alte proiecte naționale importante. Așa că am considerat din multe puncte de vedere că îndeplinesc toate criteriile necesare în acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Vă rog să adresați dumneavoastră prima întrebare. Vă mulțumesc frumos. Mi-am dat să mă scriu tocmai ca să fac o economie de timp. Stimată doamna profesor Mircea Dumitru, v-am citit cu foarte, foarte mare atenție proiectul plan de management pe care îl propuneți pentru mandatul 2015-2019. Încep prin a vă spune următoarea. Respectarea legalității, echității și transparenței sunt condițiile fundamentale ale oricărei activități manageriale. În absența lor, știm foarte bine, conducerea mea este conducere, nemulțumirile cresc, eficiența muncii scade, iar instituția intră în derivă. Constant în proiectul dumneavoastră de management, respectarea legalității și echitate nu sunt menționate nici măcar întreagă. Cuvântul transparență apare o singură dată, fiind menționat sub forma unui principiu, care urmează a fi cultivat. Coroborând aceste deficiențe esențiale ale proiectului masă de management, încălcări repetate ale legislației vigoare produse în Universitatea din București, pe parcursul primului dumneavoastră mandat, pe care eu le-am sesizat prin numeroase adrese scrise pe care le-am transmis Universității din București, cu încălcările principiului echității, precum și lipsa de transparență, mai ales probleme de mare interes pentru membrii comunității, vă întreb. Cum veți respecta aceste principii dacă nici măcar nu le-ați propus în proiectul masă de management pentru perioada 2015-2019? Vreau să vă spun că toate aceste principii pe care le evocați sau le invocați aici au fost urmărite cu strictețe în perioada acestui mandat. Noțiunea de transparență apare chiar ca motto al întregului proiect pe care l-am transmis întregii comunități academice. Transparența fiind conceptul global care, de fapt, poate fi servită, poate fi cultivată, cum a fost foarte corect la această expresie în proiect, numai dacă toate celelalte condiții de la
Foarte câte ori am primit reclamații, sesizări, întâmpinări din partea dumneavoastră direct sau din partea altor colegi, la întâmplăcut sau au fost analizate. Unor acestea au ajuns și la Ministerul, la Corpul de Control al Ministrului, au fost și analizate, nu am avut absolut niciodată niciun caz, dacă uit unul dintre acestea să mi se atragă atenția, deci nu știu să fi existat niciun caz în care să fi fost Universitatea sancționată pe motiv că au fost încălcate nor flagrant anumite principii și norme din lege. Deci, presupoziția întrebării dumneavoastră că nu aș fi deloc interesat de acest aspect este una. Împotrivă, cred că nu putem să avem o instituție care se inspire pe oameni decât dacă instituția respectivă este justă. Este primul principiu despre care vorbește John Rawls în Theory of Justice, spunând că dacă o instituție nu este dreaptă și oamenii nu recunosc că instituția aplică în mod imparțial regulile și normele pe care s-a dat, oamenii nu vor avea niciun fel de interes, niciun fel de motivație să participe la activitățile instituției. Mare respect și presupunția întrebării și solicit, dacă este cazul, să ne spuneți în mod efectiv care sunt acele derapaje grave de la respectarea legii, pentru că dacă este cazul, vă dau și poate eu sau alții să fiu sancționați pe lăsit pentru acest lucru. S-au epuizat cele două întrebări de început. Inversăm ordinea, doamna profesor Ionac, vă rog să adresați cele două întrebări. Aveți o... Nu pot să răspund întrebările. Ba da, aveți fiecare un minut, deci cred că puteți să răspundeți și domnul profesor mai are încă un minut să răspundă la ce spuneți dumneavoastră. Aveți o întrebare sau pot să răspund? Cum doriți, fiecare ați păstrat un minut din primele răspunsuri, dacă vreți să... Dacă vreți să-l folosiți, vă rog să adresați în sub dumneavoastră de vedere. Să atrag atenția că chiar am venit cu ele cu aceste sesizări oficiale pe care le-am făcut referitoare la existența unor centre de studii care nu aveau dreptățile legale să funcționeze, la faptul că anumite diplome de master se eliberează fără acoperire legală, la faptul că se eliberează diplome fără valabilitate acordată prin diverse proiecte postului. Doamne, profesor, scuzați-mă. Sunt lucruri grave și eu vă rog să le spuneți, să dați exemplu unde când cum. Sunt lucruri grave, pe care nu pot să-mi spun. Din am documentele la mine, nu e nicio problemă. Nu, dar dați-mi clar un exemplu din fiecare sau că ați spus sau anumite. Cred că așa e bine pentru noi toți. Programe de studii trimise la RACIS, fără aprobarea Senatului B, la centre care funcționează, care nu au dreptățile legale, era centrul UNESCO, era centrul CESI, care ulterior au fost la diplome de master este vorba de diplomele de master emise de aceste centre care ne-au nefuncționat legal, au emis diplome, dar nu aveau logic acoperirea pentru timp de 2 ani de zile și aceasta. S-a terminat minutul și... Am dat un exemplu. Ați dat un exemplu. Domnul profesor Dumitru, aveți și dumneavoastră de mai multe spărmă. Până la momentul în care merit există dovezi clare cu ceea ce a spus, care cu ceea ce a spus sunt fapte cu conotația penală. Până în momentul respectiv, ceea ce spune sunt doar alegații. Doar alegații neîntemeiate. Și de aici, până la pasul următor, în care oamenii care sunt vizați direct sau indirect, ar putea să acționeze pentru a-și apăra imaginea și prestigiul, intrăm într-o zonă foarte frumoasă, în care n-aș vrea să intervenesc această dată. În orice caz, dacă există dovezi, ar trebui produse. De altă parte, dumneavoastră ați fost președinte al acestei comisii în Senat. Ați fost președinte acestei comisii în Senat. Toate aceste acte au fost votate și au fost emise mai departe cu viza de legalitatea universității după ce s-au luat votul Senat. Deci, ceea ce spun, cam asta implică întregul Senat al Universității din București și un pe rector care nu este președintele Senatului și ca manager, combinați remarcarea noastră, nu are legătură în această funcție. Vă mulțumesc. Cred că după aceea, în zilele următoare, sunteți datoare să prezentați dovezile pentru ceea ce ați spus. Acum vă rog, doamna profesor Ionac, să adresați cea de-a doua întrebare. Ne-a
Obținând al doilea mandat, veți continua să mențineți acțiunile respective la același nivel sau le veți intensifica până la eliminarea oricărui punct de poziție? În primul rând, ca profesor de logică, nu pot să nu constat că întrebările pe care le puneți sunt întotdeauna leading questions. Deci, noastră, în loc să gestionați mai întâi supoziția întrebării, formați o întrebare, presupunând că toată lumea e de acord cu faptul că eu sunt un tiran și un autorit aici, așa mai departe. Bun, dar să vă rog așa ce sunt. Neasumarea responsabilității. Cred că, poate cu puține excepții, studenții care nu erau aici din 2012 în coace, toată lumea își aduce aminte ce responsabilitate și-a asumat rectoratul universității, împreună și cu Comisia de Etică în vara lui 2012, fiind singura care la vremea respectivă a avut curajul să arate de curii ce s-a întâmplat cu o teză de doctorat a unei persoane care a absolvit la Facultatea de Drept din Universitatea din București, domnul Popa. Dacă asta este neasumare de responsabilitate, vă rog să-mi definiți termenul, ce înseamnă să-ți asumi din responsabilitate. În al doilea rând, primatul acesta despre care vorbiți, de cearcă permanentă de urmărire a oamenilor și așa mai departe, eu nu recunosc în ceea ce faceți dumneavoastră portretul universității noastre. În urmare, nu pot să dau un răspuns articulat la această întrebare, pentru că mi se pare că, de fapt, întrebarea dumneavoastră este complet viciată, la început și la sfârșit. Domnule profesor Dumitru, vă rog să adresați cealaltă doamnă. Nu este o lucru mai analitic și mai direct, mai puțin speculativ. În materialele pe care le-ați trimis, doamna profesor Ionac, sau dacă nu i-ar vrea să fiu atestat spre ședință de reședință și că la acest fel, asta nu e foarte direct întrebare, am și scuze. Pe de o parte, am constatat un proiect de management extrem de analitic, argumentat cu foarte multe sensuri, și a spus și o prezentare în rezumat așa. De altă parte, o scrisoare în care, într-un mai degrabă confesiv, ne-ați povestit de ce anume ați hotărât, ce anume v-a motivat să candidați la această funcție. Din această scrisoare și din alte poziții pe care le-ați adus la cunoștință prin mail-urile pe care v-ați trimis, inclusiv după primul tur de scrutin, ați prezentat o situație în care vă concretizați pe dumneavoastră mijloc ca fiind un amic public, paria, o persoană asupra căreia mulțime de oameni am învăluit, o persoană care se răscărțuită, reprimită, lunată și așa mai departe. Întrebarea mea foarte precisă ar fi, pentru că este rolul nostru al tuturor totul să ne protejăm, să ne protejăm colegii și instituția trebuie să aibă grijă la casă de lucru să întâmplă. Puteți să ne dați niște exemple foarte concrete și foarte clare. Cine am atățuit. Și mai mult decât atât, dar ați spus că și în primul rând de scrutin, implicând aici, de fapt, mismanagementul din partea Comisiei Centrale Electorale și a Președintelui Senatului, că s-au produs anumite de la pagina de legalitate chiar prin timpul votului. Poate ne dați niște exemple concrete, ca să vedem exact cu ce fenomene ne confruntăm și care este dimensiunea sa. Cuvântul. Da, vă mulțumesc. Sunt conștientă și răspund pentru toate afirmațiile făcute. Pot să le dovedesc oricând cu fapte, documente, înregistrări. Vreți să le scot? Am venit cu ele. Au fost sesizate organele în drept cu privire la diverse aspecte de acest gen, pentru că realmente așa am simțit. Nu exista niciun temei pentru a fi fost tratat altfel, iar la candidatul lui, să dau doar un exemplu simplu, v-ați referit la derabaje în timpul votului. La un moment dat, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a transmis colegilor din facultate îndemnul de a participa la vot și le spune așa în acel moment care este public, adică public, clar. Este, rămâne scris pe grupeală. Se prezintă, sunt doi candidați, două puncte, citesc, profesor dr. Mircea Dumitru, actualul rector al Universității din București și un foarte apropiat prieten al bisericii pe care foarte bine o cunoașteți, și profesor dr. Ionac Nicoleta din Facultatea
Și 30 de secunde, poate oferi și niște exemple de hărțuire personală? Că totuși au menționat, am citit și urmă, de nu vă implicați, nu vă spălați. Nu vă implicați în dezbatere, decât moderați. Da. Da, dar nu insistați. Stați candidatul și supernați să insistați. E un minut și jumătate în care doamna profesor poate să ne explic. Dacă nu dorește, nu dorește, nu e nicio problemă. Ați insistat mai mult decât un minut jumătate. Să îi dai exemplu de hărțuire, nu-i fai. Nu-i fai. Fai rău. Așa interpretez. Eu nu știu cu cine vorbesc, să fiu foarte clar. Dacă îmi permiteți, e posibil să intervin cu un spus comentariu, dacă formatul termină sau nu un comentariu la ideal, am putut să zic și pentru noastră, domnul Sărbicar, și cu evocarea făcută doamna profesorului Ioana. Deci înțeleg că nu eu, Mircea Lumită, sunt cel care am provocat aceste lucruri. Deci, nu era trebuie să bun.
Dacă e vorba de un budget, e vorba de un autobuget. Eu n-am folosit termenul. Asta înseamnă ceea ce a spus, pentru copiezi cuvinte înseamnă plăcere. Deci este un autobuget. Acum, un program managerial este, în opinia mea ce a spus, ca să de ce spun, că sunt mai multe concepții în managementul unei instituții prin universitate. Este o sumă bine echilibrată de decizii pe care vrei să vină în viitor, pentru că acțiunea universității să fie îndreptată într-o direcție sau alta, în funcție de valorile universității, așa cum înțelegi tu care percepe comunitatea ta la moment. Textul de la început, textul acela motivațional, este un text absolut autentic, care este produs de mine și nu de altcineva, și pe care l-am preluat ca atare pentru că am văzut programul acesta. Structura mare a proiectului, fără doar și poate, este o structură care continuă ceea ce am făcut acum 4 ani. Pentru că modul întregului meu de mers, dacă uitați încă o dată la el, este acesta, dezvoltare, stabilitate, transparență. Ceea ce înseamnă că vreau să fiu coerent și consecvent cu tot ceea ce am făcut, începând din 2011, decembrie și până astăzi, și ceea ce mi-aș dori să facă pe proiectul o dată pe 4 ani, pentru această universitate. Deci nu spunem astăzi un lucru pentru ca mine să spunem altceva, ci dezvoltăm o idee, așa cum putem noi mai bine, fără să ne gândim la faptul că am luat niște fragmente dintr-un proiect sau altul. În esență, însă, un proiect de management nu este o lucrare științifică pentru noi, aici, la Universitatea de București. Lucrările științifice, permiteți-mi să vă spun, pentru că nu știți, sunt lucrări pe care le publici la Cambridge, la Springer, cum am făcut eu acesta. Sunt lucrări care sunt menționate de pildă în baze de date internaționale. În Stanford Encyclopedia Philosophy sunt menționat în text și o bibliografie de un filozof american pe care nu-l cunosc deloc, într-un studiu al său despre Philologics. Acolo, dacă mă prindeți un plagiat, acolo este grav. Dar nu acolo unde pe pierd o sumă de deziderate, de valori, de principii și așa mai departe, care eu cred că trebuie să rămână aceleași. Nu trebuie să fie schimbate la 4 ani, dar ele, pe adevăr, reflectă în mod autentic care sunt aspirațiile acestei comunități. Deci, pe scurt, nu e vorba de un plagiat, pentru că acest gen de producție ca atare nu poate fi calificat ca plagiat. Un proiect de plagiat. Iar dacă mi se poate spune chestia asta, credeți-mă, eu le-am scris. Nu așa. Și textul acela motivațional, și structura mare a proiectului de atentat. Domnule profesor Mircea Dumitru, vă rog să adresați cele de aia întrebare cu Mircea Dumitru. Foarte scurt. E o întrebare și în același timp o negândire. Salutând motivația de asigură, domnule profesor. Mi-a spus că una dintre motivații vine și din această direcție a feminismului pe care eu o cultiv și o încurajez. Eu însă m-am cu mare simpatie pentru pozițiile moderate a feministe. Întrebarea mea este următoarea. Deci nu pornim de la valori și principii, ci pornim mai degrabă de la fapte și de la felul în care suntem fiecare percepuți de către comunitățile noastre funcționând la facultate. Veți dori prin votul colegilor noștri să reprezentați întreaga universitate, în România și în străinătate. Deci să obțineți cel puțin 672 de voturi. Și vă doresc succes, sincer. Dar mă întreb, cum de n-ați putut obține voturi pentru a intra în Senatul Universității? Cum de doar 14 colegi din facultatea dumneavoastră v-au dat girul și v-au găsit încrederea de a merge în Senat, în timp ce aveți nevoie de mai mult de 35 de voturi? Simplu. Pentru că au libertatea opțiunii. Înțeleg că nu doriți să mai aveți. Dacă se poate să recontabilizeze altfel, poate în altă parte? Din păcate, n-am convenit să ținem un... Dacă doriți să spuneți altceva în aceste minute, puteți să o faceți acum. Mulțumesc. Mă așteptam la o asemenea întrebare. Am să vă răspund cu o glumă, dacă mi este permis. Știți, este o vorbă care spune așa. Dumnezeu l-a făcut o prieten și dragul de coleg. Dacă cei candidați
Numai, de fapt, doar dumneavoastră, pentru că mă aveați, nu doriți să adăugați nimic. Trecem la întrebările extrase din urne. Îl rog pe reprezentantul profesorului Mircea Dumitru să extragă un bilet pe care, din urmă, pe care încercăm să nu se uite în jos când face lucrul acesta, pe care îl va da mie, eu îl citesc și după aceea îl dau încălzirea. Vezi cere CNSASE adeverințe de necolaborare cu securitatea pentru profesor de care? De ce nu ați făcut-o deja? Eu mă sunam această scrisoare cu mulți ani înainte de a fi fost într-o funcție în administrația centrală a administrației. Deci când eram decan al Facultății de Filosofie. Deci, pe măsură ce au venit solicitări, ca astfel de lucruri să fie rezolvate, au fost transmise CNSASE-ului și răspunsurile se află în chesar, în un fișier special, la Secretarul General al Universității. E atât de clar pentru că nu am făcut poliție politică și răspunsul și mi-a să se urmă este negativ. Doamna profesor Nicoleta Iona, Universitatea are nevoie de vizibilitate internațională. Dumneavoastră ați trecut în Sibiu o serie de participări la conferințe internaționale. Puteți să justificați clar ce ați făcut acolo, ce prelegere ați ținut, cât timp ați investit în cercetare? Dorim să indicați persoane de contact pentru a verifica informații. De asemenea, vă rugăm să ne explicați de ce nu ați dezvoltat proiecte comune cu partenerii dumneavoastră din aceste instituții. Paranteză, publicați proiecte. Da, mulțumesc. Am menționat în CV. Efectuăm și stagii de documentare în Italia, în Franța, în Germania, pe diverse probleme. Eram în faza de realizare, de dezvoltare a acestei direcții de bioclimatologie și colectivele la care am apelat din aceste țări sunt renumite, reputate în acest sens și m-am dus efectiv ca să ce aș putea face ca să pot să aplic și să, aceste metode noi și să inițiez această direcție de dezvoltare în domeniul bioclimatologiei și în România. În al doilea rând am participat la conferințe internaționale, la cele organizate de Asociația Internațională de Climatologie, precum și la conferințe internaționale, sau care au avut caracter internațional, organizate în țară. De asemenea, am mai participat, cred că pe acest aspect am și uitat să menționez. Am mai participat și la stagii de instruire organizate de Asociația Internațională pentru Spațiu, Agenția Europeană, de fapt, pentru Spațiu, cu privire la metodele de interpretare a imaginilor satelitare și anumite metode de prelucrare a datelor meteorologice. Profesor Gerald Bernardo de la Universitatea Paris 7,
Întrebare pentru ambii candidați. Vă rugăm să enumerați câteva măsuri și acțiuni prin care inițiativele cadrelor didactice, precum și ale studenților, vor fi analizate și chiar să fie implementate pentru îmbunătățirea activităților privind procesul didactic și de cercetare. Nu este semnat. În ordinea în care s-a răspuns și la întrebările anterioare, întâi domnul profesor Dumitru, după care doamna profesor Ionă. Avem deja proceduri, nu sunt elaborate în totalitate ca să acopere tot spectrul acesta foarte mare, dar sunt proceduri prin care putem să avem acest dialog permanent și cu profesorii și cu studenții atunci când toți colegii noștri doresc, vor să aibă astfel de inițiative. Multe dintre acestea deja au și fost luate în discuție în Consiliul de Administrație sau în ședința noastră de coordonare la nivelul rectoratului. Ca măsură concretă, dacă îmi permiteți, o chestiune pe care am mai discutat-o și am examinat-o în Consiliul de Administrație, dar, în păcate, nu am reușit să o ducem până la capăt, am discutat-o ceva timp în câteva luni în urmă, tocmai cu a debirocratiza activitatea la universitate. Cred că, în primul rând, ar trebui ca interfața între dumneavoastră, profesorii, studenții, toată comunitatea universitară și administrația, să fie mult mai bine monitorizată de către rectori, de către prorectori și de către directorii de servicii administrative, fapt pentru care cred că este util să ne gândim la un birou unic, la un liceu unic, care să poată să strângă toate aceste hârtii, toate aceste dorințe, doranțe ale dumneavoastră și apoi aceste hârtii să intre pe un circuit care să fie monitorizat exact de un soft pe care îl putem implementa. Așa că, încât în timp real, fiecare responsabil, fiecare dintre cei care își asumă responsabilitatea cu privire la preluarea și la rezolvarea acestor probleme, să știe în ce loc, în ce punct se află acea hârtie, de ce nu a fost rezolvată dacă s-a criticat undeva pe traseu. În mare, preocupările noastre sunt preocupări concrete, preocupări eficiente și efective de a debirocratiza activitatea noastră și de cercetare și cea de lucru. Sunt uriașe în acest sens, tocmai de a lua aceste,
această populație și am gândit, așa am crezut, că dacă o atragem spre universitate este cu atât mai bine pentru aceasta. Le mulțumesc ambilor candidați pentru răspunsul la întrebarea comună. A doua serie de întrebări din sală. De data aceasta a început cu doamna profesor Ionac și rog reprezentanta să extragă o întrebare. Este o întrebare care este semnată de domnul profesor Liviu Franga, întrebare adresată candidatei profesor Dr. Nicoleta Ionac. Când în textul intitulat De ce candidezați, afirma despre dumneavoastră că vă veți opune a servit universității, citez, opunându-mă a servit ei, ați avut în vedere o posibilă ajungere a universității din București în viitor în această stare sau condiție, ori v-ați referit la o situație reală, constatabilă ca atare în prezent. Întrebare pentru Mircea Dumitru.
dar aș dori să-l rog pe domnul profesor Dumitru să explice concret ce înțelege prin acțiunea din proiectul său managerial, evaluarea și motivarea personalului didactic și de cercetare, pornind de la rezultate și cum este domnia sa implementarea acestei. Avem deja instituție, institutul acesta de cercetare INCU, care funcționează inegal. Ca mică se vede aproape foarte bine, încă tot să spune, că altele, deocamdată, nu au găsit anumite forme mai creatoare, ca să nu exprim așa, în mod eufemistic. Cred că aceste resurse trebuie puse la grupul și trebuie să folosim toată legislația pe care o avem la dispoziție, inclusiv posibilitatea noastră financiară de a folosi resursele universității, fondurile proprii, din regia de secție a grantelor de cercetare, din alte resurse pe care le avem, pentru a putea să premiem chiar sub forma financiară pe cei mai performanți cercetători tineri, care probează că în un an de zile au publicat în reviste foarte importante, sau publica monografii sau traduceri, în funcție de specificul fiecărei zone pe care au acoperit Universitatea din București. Asta am în vedere, în primul rând. Al doilea rând, cred că trebuie să terminăm cu sistemul în care fiecare este plătit cu 30% sau nu știu cum, nu vorbesc aici de cercetător, vorbesc în general cu sistemul nostru premial, indiferent dacă produce sau nu produce ceva util pentru universitate, indiferent dacă acea persoană contribuie sau nu contribuie la rezolvarea unui program. Deci, pe scurt, întorcându-mă la întrebarea cartare, asta am în vedere, această corelație între calitatea cercetării și motivație trebuie să fie făcută, dacă mă numesc termenul mediu în acest magister, că să fie și recunoașterea din partea universității sub forma unui premiu. Chiar dacă nu este foarte mare, este un simbol important, care este implicat aici și practic nu facem altceva decât să modelăm ceea ce există în alte instituții în care României, care premiază cercetarea asta și tot fiecare. Veți selecta, slash numi, prorector sau decan care au deja două sau mai multe mandate în funcții de conducere? Nu este semnată. Răspunsul, în ordinea în care s-a răspuns la întrebările individuale, întâi doamna profesor Bună. Chiar dintre oamenii care, în mod public,
complementară. Eu merg înainte de așa cu domnul profesor Mircea Dumitru, numai că el nu accept să fac foarte rog să mai ducem la ora aceasta, să fiu subalternă în sânii, dar mi-a fi făcut plăcere înainte, doar începând desfășurări, să facem echipă. Eu am foarte mare încredere în dânsul și noi doi ne-am completat foarte bine de practic. Trebuie să vă spun că universități mari din România care sunt în consorțiul Universitatea Iacovului au un număr mult mai mare de proiecte. Universitatea din Cluj are undeva 9 proiecte. Deci, în cazul nostru, sunt 3 proiecte care, ajungând la limita de vârstă, urmează să se retragă din funcții administrative. Ceilalți proiecte care vor rămâne în funcție, cu o singură excepție, ca un singur mandat, iar excepția este domnul profesor Iucu, care are deja un mandat de mandate, dar fiind o personalitate excepțională în domeniul lui sale, în educația mai de excepție, urmează să rămână în această echipă. Și sigur, pentru că echipa să fie completă, vom face numiri suplimentare care vor fi discutate în Senat și cu acordul senatorului, cu respectarea legalității, cum s-a remarcat aici, vom întregi această echipă. Deci, pe scurt, la întrebarea răspunsului acesta, da, voi merge și cu un proiector care are deja mai multe lucruri. Le mulțumesc ambilor candidați pentru răspunsul la întrebarea comună. Începem o nouă rundă, se interesează ordinea pentru domnul profesor Dumitru. Întrebarea pentru rectorul Dumitru, așa este. Cum ar putea influența UB-ul în ce scuze și repetiția este aici, mai substanțiat politicile publice din România? Deja, ministeriatele succesive, trebuie să spun, nu numai ministrul actual în funcție, ci și ceilalți miniștri, chiar dacă ne-am situat pe poziții complet opuse în anumite probleme grave, repet, problema pagiei, mi se pare extrem de grave, toate acestea, cuvântul Universității din București a fost ascultat. Actualmente, decizia pe care a luat-o ministrul Educației,
educației, profesor Adrian Călai și a regândit întregul sistem universitar cu privire la abordarea articolelor științifice a doctoratelor, pornește și de la dorurile noastre de poziții și de la influența reală, nepolitică, influența reală științifică academică pe care am avut-o în aceștia. Deci cred că aici este un proces care trebuie dus mai departe, trebuie consolidat, trebuie dezvoltat și nu trebuie să ne fie teamă să intervenim ori de câte ori ni se cer, ori de câte ori credem că putem aduce o soluție mai bună în viața publică. La nivelul facultăților, nu există un cadru de organizare a unor dezbateri anuale pentru identificarea unor soluții privind îmbunătățirea atât a activităților didactice, cât și a activităților de cercetare. Sunteți de acord cu instituirea unor astfel de dezbateri anuale în cadrul unei adunări generale? Întrebare pentru ambii candidați. Care ar fi pașii în ameliorarea coerenței criteriilor de evaluare a cadrelor didactice în funcție de domeniul de cercetare în care activează? Paranteză, cunoscut fiind că științele sociale sau umaniste, de exemplu, funcționează în mod real într-un regim diferit al producției științifice în raport cu domeniile științelor exacte. Sunt întrebări, închis paranteza. Fără punct.
evaluării specializării diferite este chestiune de notorietate internațională. Nu e o problemă a universității lingure sau în România. Prima paradoxă al evaluării calitative este acela care se perpetuează de foarte multă vreme, că nu facem altceva decât să măsurăm, să calculăm, să numărăm lingvoare. Deci nici măcar nu este o operație extrem de complicată aritmetic. Diferiții teme care sunt propuși în liste foarte lungi. De multe ori este un miracol de la sfârșitul acestui exercițiu în care adun și iar adun și adun, ai o idee cu privire la calitatea acelei activități. Cum anume poți să aproximezi o calitate în activități, ne putem de niște calcule aritmetice, în mod foarte simplu. Dincolo de aceasta există dificultatea intrinsecă a modului în care trebuie să evaluezi diferite discipline. Una este evaluarea intrinsecă în matematică sau în logică, disciplina care este undeva la întreterea drumurilor între matematică și filozofie, și alta este evaluarea, să spunem, în etnografie sau în arheologie sau în istorie. Fără dar și poate că aici, dincolo de problemele care există peste tot în lume la toate universitățile, se adaugă și faptul că la noi exercițiile acestea au pornit mai târziu, s-au făcut de foarte multe ori în mod superficial, fără niciun fel de analiză adâncă și profundă, și cred realmente că vorbim și despre intervenția noastră în politicile publice. În următorii, nu numai 4 ani, în următorii mai mulți ani, va trebui să intervenim foarte mult pentru a spune fiecare domeniu în parte, pentru a spune în mod răsticat părerea cu privire la ce anume trebuie evaluat. Dincolo de asta e vorba și de evaluarea noastră la clasă, în calitate de profesor, de dascăl. Aceasta nu se cuantifică în momentul de față normal și este o greșeală. Primul lucru din universității este cel de a crea noi specialiști și noi suntem profesori.
Întrebare pentru N. Ionă. Afirmați în programul dumneavoastră că trebuie cunoscut și respectat specificul fiecărui domeniu și al fiecărei facultăți pentru a nu se naște inechități pe palierul respectiv. Paranteză pe pagina 3. Puteți să ne spuneți care sunt la ora actuală diferențele și specificitățile diverselor facultăți din interiorul UB și cum trebuie acestea gestionate pentru a respecta dezvoltarea fiecăruia, principiul echității, dar și echilibrul financiar al UB? Să mă întrebăm. Întrebare pentru Eudomit. Cum vedeți chestiune etici academice în UB? Se întrebă. Cred că în ultimii 4 ani Universitatea din București a avut o lăsă enormă în această direcție. Și e cineva aici în sală, în care la nostru fiindrament, profesorul Marian Popescu, care a să mulțumim cu totul în special pentru felul în care a reușit să coordoneze, să gestioneze situații care erau probabil de neimaginat acum 10 ani, 15 ani, 20 ani într-o universitate publică. Etica academică însă nu este și nu se rezumă, nu se reduce doar la aceste aspecte. Etica academică, de fapt, îmbracă toate acțiunile, toate activitățile unei instituții. Etica, de fapt, trebuie să fie următoarea și fundamentul acțiunilor noastre. Împreună cu colegii de la științe juridice, eticienii, sunt cei care, dacă dau, cei care dau, dacă îmi permiteți această metaforă, care dau gramatica acțiunii noastre. Care sunt regulile pe care trebuie să le urmărim pentru că acțiunile noastre să fie corecte, să fie cele pe care le așteptăm, să fie acțiuni care să nu frustreze, să nu contraieze și așa mai departe.
De aceea, concret, vorbim despre sistemul complex de management al eticii. Se vorbește despre așa ceva, să știți, management al eticii, mai ales în Universitățile Americane, de infrastructură etică pentru a putea să asigură managementul eticii. E vorba și de eticieni, profesioniști, e vorba de juriști, e vorba de alți profesori care au o reputație deosebită și care sunt ascultați de către comunitate. În afară de comisia aceasta de etică, deja foarte bine cunoscută prin activitatea sa, avem și o comisie care se ocupă de evaluarea etică a proiectului de cercetare științifică. O comisie mai nouă, mulți dintre noastră probabil nu știți de ea, care este prezidată în momentul de față de profesorul Mihai Niței. O comisie de care e nevoie pentru că multe dintre proiectele de cercetare care vin din zona biologie, științe sociale, unor chiar din zone care s-ar putea nu au legătură cu implicarea subiecților umani, o comisie care trebuie să valideze corectitudinea etică și implicațiile unor cercetări asupra subiecților care se datorează în parte dorinței unui control piramidal moștenit de decenii? Aceasta este prima întrebare. Așa cum s-a răspuns, prima a răspuns doamna profesor Ionac, o invit să răspundă, urmează domnul profesor. Să aveți întrebare. Da, mulțumesc. La proiectul meu de management, la capitolul guvernanță, am accentuat acest aspect. Nici o decizie în Universitatea de București nu se va lua fără respectarea strictă a legalității și, de asemenea, fără asigurarea legitimității acesteia. Asta înseamnă că orice decizie se va lua, desigur, prin raportare la principiul asigurării tuturor drepturilor și libertăților înscrise în Constituția României, dar totodată și prin consultarea tuturor părților interesate. În al doilea rând, foarte complicat, dar mai multe energie. În al doilea rând, cum vreau să vă răspund? În al doilea rând, referitor strict la planul pe care probabil că v-ați gândit dumneavoastră, categoric, eu am atins acest aspect la problemele legate de organizarea administrativă. Trebuie implementat un sistem, ceea ce se numește SMD, un sistem de management al datelor. Ar fi ideal, mă gândeam la un moment dat, să se realizeze un sistem electronic integrat în care orice PTN sau orice membru al comunității să depună o cerere, aceasta să-și urmeze cursul, să fie urmărită în mod electronic, se poate face relativ ușor acest lucru, m-am interesat, prin urmărirea lui cont de bare, astfel încât acesta să primească răspunsul final, cu rezoluția corespunzătoare, în cel mai scurt timp, fără să ne fie nevoit să vină să ocup să piardă foarte mult timp, energie și nervi la Universitatea din București. Am prezentat deja multe
autoconvizare. De fapt, este vorba despre transformarea unui sistem care are un aspect absolut monstruos în această instituție, într-un sistem care să funcționeze pentru rezolvarea problemelor. Ceea ce se întâmplă este că, în momentul de față, vă pot da foarte mult exemplu, pentru că de 4 ani de zile ne luptăm cu aceste chestii. În momentul de față, nu există încă o cultură instituțională în Universitatea din București, în care diverse birouri care participă la viața administrativă a universității să coopereze, să fie coordonate. O să mă întrebați, dar de ce nu faceți dumneavoastră? O să vă spun foarte sincer, este un eșec al acestei guvernanțe, că folosește și așa cuvânt. Un eșec al meu, al nostru, al echipei pe care am coordonat. Eșecul de a nu rezolva, așa cum am dorit și așa cum știam că toată lumea vrea, aceste probleme, aceste aspecte. Pe de altă parte, trebuie spus că într-o universitate, într-o instituție foarte complexă, nu poți să scapi întotdeauna de toată birocrația. Totul este să încerci să o faci să funcționeze mai repede și mai bine și să o faci să, funcționeze pentru a ajuta de profesori și de studenți, nu împotriva, nu împotriva profesori și studenți. Deci, aș vrea să încheie acest scurt răspuns, pentru că alte elemente deja au fost oferite, sistemul acela electronic pe care este implementat pentru a vedea în timp real unde se află toate lucrurile și toate celelalte lucruri, deja au fost spus. Aș vrea aici să evocare cum ironic sau umoristic o replică a lui Bertrand Russell, în momentul al meu intelectual, filozof și matematician american, care, într-un cu totul alt context, nu vă vedea sub biografie, spuneam că e în stare să rămână și paralizat sau să fie bolnav întreaga lui viață, dar să rezolvă anumită problemă de care aveam domeniul fundamental matematici. Mutatis mutandis și cu toată, să zicem așa, rezerva de rigoare, vreau să spun că și echipa pe care o conduce, că în primul rând se va ocupa în urmă 2-4 ani de acest aspect intern. Cum să face ca birocrația să fie funcțională, să nu aibă aceste laturi monstruoase. S-a terminat a patra rândă de întrebări, urmează cea de-a cincea, în ordinea inversă. Domnul profesor Dumitru va răspunde primul, vă rog să extrageți. V-ați spus la comentatul, este o întrebării pe care am printat a domnului militar. Dar deocamdată suntem la întrebări individuale. Mulțumesc. Întrebare pentru domnul Emilitru. Ce reprezintă apartenența la consorțiul universitaria a universității noastre? În mod efectiv, consorțiul a fost consfințit, a fost desfințat juridic în 2009 la Timișoara. Dar ideea consorțului și posibilitatea de a lucra împreună aceste 5 universități de vârf ale României, ideea aceasta era mai veche, la sfârșitul anilor 90. Ce reprezintă efectiv? În primul rând, dacă ați văzut foarte bine în ultima vreme, reprezintă un pol de excelență în educația superioară din România și o voce foarte clară și foarte distinctă atunci când se pun problemele cele mai acute și mai grave legate de legislație în domeniul educației, legate de finanțare, legate de toate derapajele care apar în cele 96 de universități, hai să spunem 96-95. Totuși, avem o altă viziune despre noi. Și în tatăl apar și la noi și întrebarea profesorului militar.
general, de fapt, în această direcție, în ce și poate pot să discutăm despre problema. Deci înseamnă acest lucru, înseamnă contacte nu mai strânse dintre diferitele facultăți și departamentele acestor cinci universități. Matematicieni, noștri, fizicieni, chimiști, domeniul științelor sociale și umane, dar în primul rând trebuie să vă spun că fizicieni și matematicieni se întâlnesc foarte des și discută toate aspectele care țin de programa de învățământ. Problema studiilor clasice și o problemă foarte dificilă, pentru că oamenii la acest nu înțeleg ce înseamnă studii clasice și consideră că avem o dublă specializare la licență, când este o greșeală. Aș uita și văd dacă ai două clasice, latina și greca. Toate lucrurile acestea sunt discutate în consorțiu. Nu în ultimul rând este o resursă deosebită pentru studenți. Am început acest program de curse din interiorul consorțiului după modelul Erasmus. Putem să trimitem și la universitățile parteneri din consorțiu, nu neapărat la partenerii noștri externi de Erasmus, și este chiar dorința unor ai noștri studenți. Întrebare pentru Ionat. Universitatea are nevoie de vizibilitate internațională. Dumneavoastră ați trecut în Sibiu o serie de participări la... Este aceeași întrebare. Cred că trebuie să... Probabil că au fost două persoane care au fost... Cred că trebuie să... Este tot o întrebare semnată de domnul profesor Franga, o altă întrebare, dar domnia sa a avut un răspuns. Cred că nu este fair. Parcă nu am mai citit asta. Întrebarea pentru doamna Nicoleta Ionac. Aș dori să o rog pe doamna profesor Ionac să explice concret ce înțelege prin următoarea acțiune menționată în programul său managerial și cum înțelege domnia sa să o implementeze. Două puncte citate. Dezvoltarea strategiilor și mijloacelor instituționale de asigurare și îmbunătățirea calității și relevanța activităților de învățare, predare, evaluare, prin aprecierea și cuantificarea corectă a importanței acestora în structura normei universitare și a sarcinilor înscrise în fișa postului. Am încheiat citata. Cum își propune doamna profesor să coreleze acest lucru cu standardele naționale pentru gradele didactice? Salariul de bază, iar mai departe, activitățile incluse
la diverse cazuri practice, care, desigur, au rezultate mai bune din acest punct de vedere pe activitățile de cercetare. În legea educației naționale pe 1/2018, vă rog să rețineți că norma universitară este aplicată din două componente. Norma didactică, care are o porție de 65%, norma de cercetare de 35%. Iar la aceasta se poate adăuga orice rezultat suplimentar obținut în activitatea de cercetare finanțată din alte surse. Deci, practic, există căi legale, clare și eficiente de asigurare a unui plus de finanțare la nivel individual. Vă mulțumesc! Ne apropiem de finalul întâlnirii și de cele două adresări finale ale fiecăruia dintre candidați. Mai cred că mai avem timp pentru o întrebare comună, pentru că ambii candidați s-au referit la întrebarea pe care a trimis-o pentru, către domniile lor și către mult mai mulți membri din comunitate, domnul profesor Gigel Militan, dacă doriți, îi pot da citire și va fi ultima întrebare comună la care se răspunde. Bun. Întrebarea pentru ambii candidați. Două puncte. Ca și rector al UB, ce poziție veți avea față de concursurile cu dedicație din universitate din ultimii 4 ani? Cum corectați traumele și dramele trăite de candidații rejectați de grupurile de putere? Paranteză, să nu le zic pe unde, închis paranteză, locale și ce decizii imediate veți lua ca rector pentru a corecta aceste fapte traumatizante pentru oamenii respectivi? Să mă întreb. Aștept răspunsul la întrebare cu rezerva că vârsta m-a învățat ca să nu mai cred în simple vorbe care nu sunt urmate de decizii imediate. Primul a răspuns domnul profesor Mircea Dumitru, răspundător domnia sa, pe care doamna profesor Iunie. Acum și mai am înțeles întrebarea și am și ce zică că domnul profesor Mircea a trimis. În această chestiune m-am și pronunțat în Consiliul de Administrație și în Senat. Eu știu 3 cazuri, cel puțin, sigur, sunt și mai multe, dar aceste cazuri au avut notorietate publică. Un caz în 2011, când eram rector, nu eram decan la Facultatea de Filozofie, când a fost un concurs la Departamentul de Istoria Filozofiei și Filozofie Morală și Politică, sunt acum cele două departamente. În caz la Facultatea de Matematică, cu o doamnă care și-a făcut doctoratul în Belgia și la București și care avea o listă de lucrări impresionantă, și 2 cazuri la Facultatea de Geografie, care au fost discutate în Senat recent. Echilibrul foarte greu de obținut aici este într-o decizie luată la nivelul Senatului și sau al rectoratului și ce se întâmplă la nivelul departamentului. Vreau să vă spun că această generalizare de toate concursurile săvute cu genet cu dedicație este o jenie la adresa Universității din București. Îmi place să discut pe bază de cazuri, sigur, un caz nu poate să demonstreze o teoremă, de acord, dar există contraexemple extrem de puternice. În Facultatea de Psihologie și Științele Educației, relativ recent, un post scos la concurs pe care au concurat prodecanul facultății și o persoană din exterior, a fost la judecată persoana din exterior, nu de colegă. Deci, nu se poate spune că peste tot se întâmplă așa. Și atunci trebuie discutat caz cu caz. În legătură cu cazul de la filozofie, persoana care a ocupat postul era o persoană care, într-adevăr, era profilată pe domeniul respectiv. Se poate spune întrebarea, și acum permite domnul președinte, este mult mai importantă chestiunea asta ca să fie explicată în 2 minute, în cer de protocol. Câte un minut fost fiecare și după aceea? Să discutăm, să dezbatem chestia asta, nu ce este rău. Deci, revenind, e foarte greu de găsit acest echilibru. De ce? Pentru că uneori avem în față un zid de netrecut, alcătuit din departament, din directorul departamentului și din opinia specialistului, și nimeni din Senat, rector, președinte de Senat sau altcineva nu poate să se substituie opinii specialistului. Pe de altă parte, avem 2 dezastre de evidență. Cum a fost lista aceea de la matematică, cu foarte multe lucrări. Corecțiile care au fost făcute sunt corecții întotdeauna
extrem de grav, extrem de complicat și odată ce s-au luat decizii la nivelul Consiliului de Administrație și primul lucru s-a luat, e foarte greu ca această decizie să fie corectată. Ne sper să la Facultatea de Filozofie, candidatul de acel concurs care nu a obținut atunci poziția, a fost angajat de către universitate în timpul mandatului meu, la IPUC. În momentul de față a reușit să facă și abilitarea Universitatea de București și să susțină la școala preparată de la CESI cursuri. Deci această chestiune se poate face și este de dorit. Mai mult decât atât, am foarte multe de legătură cu ce înseamnă un concurs didactic și mai mult eu făcut în universitățile din România. Dar timpul acum probabil ne va permite să intrăm în această chestiune. Vă mulțumesc că aveți 10 secunde și dacă eu vreau să întâlnesc. Din păcate, stimate, din păcate,
Nu mai este timp, ne apropiem de ora 20 și cei doi candidați trebuie să aibă dreptul la cele 3 minute pentru fiecare de final. Eu ce vă promit tuturor este că Senatul Universității va organiza în viitor și ședințe de dezbatere pe lângă cele ordinare. Aceasta poate fi o temă pentru ședințele din lunile următoare. Mulțumim pentru înțelegere. Îi dau cuvântul doamnei profesor Ionac pentru a adresa un ultim cuvânt colegilor alături. Aveți 3 minute. Care mulți însă în această țară aleg să le ignore sau să le încarce
dumneavoastră o nonșalanță irresponsabilă. Vreau să mulțumesc de asemenea și celor pe care i-am criticat de fiecare dată, colegii din administrație, să îi asigur că în al doilea mandat, dacă îl ține, îmi voi face ca prim punct acela al restructurării administrative și a funcționării părții birocratice a universității. Dacă primul mandat, ca să spun așa, a fost un mandat care a păstrat mai mult pe partea simbolică, pe partea valorilor, pentru că asta au fost și lucrurile care ne-au somat în partea socială și a politicului, cred, sper să avem mai multă liniște în mandatul al doilea, să putem construi mai mult în interiorul universității. Pentru că, într-adevăr, toți resimțim acest contrast mare între aspirațiile noastre și gândul pe care avem că am putea face mai bine, mai mult, mai ușor anumite lucruri și piedicile pe care le întâmpinăm în viața de zi cu zi. De aceea cred că următorii 4 ani, pentru rectorul universității din București, indiferent cine va fi acela, acolo să vă dacă sau eu, și cu acest prilej vostru și felicit pe colega noastră, pe doamne Manac, pentru candidatul, va avea deci rectorul de combinat ceea ce în general trebuie să combine rectorul în universități mai și importante, cum este și universitatea noastră. Și anume un ideal înalt cu privire la cultură și la educație, dar în același timp și grija de zi cu zi a gospodarului care știe că trebuie ca instituția să meargă să funcționeze pentru noi. Este o combinație greu de obținut, este un ideal al nostru către care aspirăm, dar cred că este un ideal pentru care merită să luptăm, cum să spunem. Vă mulțumesc! Candidați la funcția de rector. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru răbdare și pentru înțelegere, doamnelor și domnilor participați la întâlnire. A fost, cred, o primă dezbatere decentă. Sper ca peste 4 ani să avem o procedură și reglementări clare privind organizarea unor astfel de evenimente și să nu mai improvizăm în plină campanie de alegeri. Vă mulțumesc tuturor și vă așteptăm la vot să vă dați cu cine vă mulțumesc.